toate competitive, înseamnă un exercițiu foarte sănătos. În momentul acesta, opțiunea pe care o văd plauzibilă, rezonabilă, rațională, este cea a ordonanței de urgență pe care guvernul poate să o adopte pentru modificarea despre care vă spuneam. Asumarea răspunderii, chiar dacă este vehiculată în spațiul public și o vom discuta mâine și noi în Biroul Politic Național, vă mărturisesc că, din punct de vedere constituțional, cred că nu este posibilă ca să închid o temă adânc dezbătută în spațiu public. De ce? Dacă o să vă uitați la o decizie a Curții Constituționale anterioare pe tema legii educației, atunci când guvernul a vrut să-și asume răspunderea, Curtea i-a spus nu poți să-ți asumi răspunderea pentru că deja în procedură parlamentară există această lege în dezbatere. Cred însă că nu există o altă temă mai bună de dialog cu absolut orice partid politic. Motiv pentru care vă mărturisesc că nu avem niciun fel de ezitare să discutăm și la nivel parlamentar în continuare despre posibilitatea obținerii acestor modificări legislative. Nu vreau să reiau argumentele pentru care